Am revenit la scoarul ăsta din sectorul 5. Văd că toaleta e încuiată cu lacăt. Deci e rezervată doar pazei. Așa e în România, poliția, armata există pentru sine însă și pentru liniștea conducerii. I-am sesizat de mult timp despre o svastică și alte simboluri periculoase desenate aici pe gard. Am fost chiar la primărie recent și am vorbit cu cineva de la secretariat, am primit și scrisoare că da, în sfârșit au văzut mesajul meu e-mail și că vor reacționa și vedem că n-au făcut nimic. Nu vreți să vorbiți cu mine, au dat de bine acolo. Bună ziua, scuze că vă deranjez, dar svastica asta am semnalat de atâtea ori că e ilegal aici pe perete. De ce nu o șterge nimeni? De ce nu denunțați la primărie? Bă, da, a venit și de la poliție. Așa. Eu scris, eu am o lună și 3 zile de când. De când lucrați aici? De când lucrez și el a scris. Înțeleg, dar de ce nu o șterg odată? Cineva din primărie? Deci se ocupă de asta, da? O cercetează, dar deocamdată o expun tată, public. Ascultă-mă, a venit la 3 și jumătate acum vreo 2 ture, în urmă că eu fac 24-4. Da, da. Că sunt de la țară, de la Tălăs. Și a venit un civil și a zis că ce e cu scrisurile astea, că ce... Na, scrisurile nu mai deranjează, svastica e ilegală, scrisurile sunt frumoase. Eu sunt atent să nu scrie pe bani. De acord, da, bun. Și? Și ce? Și gata, da? A plecat. S-a interesat și a plecat. I-a zis că... Și... Am înțeles. Ce să zic? De ce nu înțeleg? Eu nu înțeleg de ce rămâne svastica asta afișată. Păi, dar de când e asta? Cred că e de un an de zile. Cu atât mai mult, exact. De ce de un an de zile nu o șterge nimeni? E simbol interzis prin lege. Sănătate. Nu vine de la țară, din Telorman. Și nu are nicio vină. Ăștia de la primărie care iau salarii milioane din buget public și nu fac nimic. Ăștia-s vinovați. Mai sunt inscripții murale pe aici, prin Rahova, sectorul 5. Unele chiar frumoasă Rahova Art, dar altele sunt ilegale, ca aici. Strada Malcoci, numărul 26, bloc 38. În mod sigur are câțiva ani. E moștenit svastica de la alți primari. Dar pe Iedone am văzut că își punea angajații să lucreze și noaptea. Vedem că nici ziua nu fac mare lucru. Strada Pecineaga. Aici de câțiva ani văd mesaje rasiste și simboluri naziste. Chiar unele foarte proaspete, noi. Vă dați seama că oamenii ăștia, fie că-s din galerii de ultraș, fie că-s mișcări naționaliste, dacă au așa simboluri și mesaje în cap, sunt capabili la o mică scrânteală sau încingere de spirite să treacă și la fapte de tip legionar, fascist, nazist. Și ultrașii sunt destul de organizați și de puternici. Dacă Nicușor Dan și cu Ciucu și cu Piedone nu vor să facă nimic ca să oprească mișcarea asta extremistă, o să punem la treabă organele de drept, poliția, parchetul. Dacă nici unul, nici altul, atunci clar că e o problemă de sistem. Se pare că statul român coace din nou
o nouă mișcare legionară. Вот что эти мессажи. Расист, свастика. Не я уфос штерч, да цига у рамас. Свастика и керфорт просто ты лучешь. Ласуар. Deci e clar că nu sunt simboluri întâmplătoare. Zona asta e plină de rasiști, oamenii chiar aici locuiesc, nu cred că vin de departe, în Rahova sau pe unde am mai filmat, în drumul taberei. Am întâlnit și în sectorul 1 sau 2, se pare. În mod sigur, în oraș sunt mulți din ăștia și trebuie urmăriți, identificați, vânați, pedepsiți dacă îi prinzi în flagrant. Dar deocamdată mesajele lor trebuie oprite din spațiu public. Pentru asta există și lege. Primarul populist, Popescu, piedone, în loc să meargă serile să facă live-uri, cum înjură subalterne și cum îi pune la lucru noaptea sau în zile de sărbătoare, mai bine i-ar pune la lucru în zi de lucru. Și el mai bine ar lucra, pentru că iată am răspuns în doi pieri despre simbolurile naziste din sectorul 5. La un an de mandat, simbolurile sunt la loc, ba chiar se înmulțesc. Deci probabil Piedone însuși e un impotent sau un incompetent, ori poate susține mișcările naziste, rasiste, neolegionare, că și aceia erau populiști ca el. O să vin la el cu protest și o scriu plângere la parchet pentru încălcarea legilor care interzic simbolurile naziste. Asta cu numere de George m-a claxonat fix din spate, de la 2 metri. Eram și prima bandă și părea lui că merg prea încep și îi încurc. Asta e numărul lui, George 05 MYB. Știi că n-ai voie să claxonezi? Știi că n-ai voie să claxonezi în spatele biciclistului? E interzis de lege. O să iei amendă, o să scriu plângeri la poliție și o să iei amendă. De la 2 metri m-a claxonat. Și nici nu regret.